Deghizați în agenți de vânzări, inspectori sau comisari a autorităților de stat, ori lucrători la serviciile de furnizare a apei sau a energiei electrice, hoții stau mereu la pândă și profită în mod special de bătrânii care locuiesc singuri. O pensionară din Roman a fost zilele trecute victima a două individe fără scrupule, care i-au furat tot ce avea mai de valoare în casă. În jurul orei 12, reclamanta a primit în locuință două tinere ce s-au prezentat ca fiind angajatele unui supermarket, iar în timp ce una din tinere i-a prezentat femeii produse pentru curățenie, cealaltă persoană i-a sustras din sufrageria apartamentului un lanț ce părea fi din aur și o sumă de bani. Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt și efectuează cercetări pentru identificarea persoanelor și tragerea acestora la răspundere penală. Și la Piatra Neamț, persoanele în vârstă au fost păcălite de astfel de infractori. Curățenia, cu firme, cu stropitul de gândaci, cu fel de șmecherii. Și intră în casă. Și intră în casă. Care-i mai inietat, așa, nu știu, li dă drumul. Ce sfaturi le-ați da? Să nu le dea drumul la ușă. Oricine ar vine, nu le dea drumul. Numai la care-i cunoaște atâta. Numai la cunoștință. În rest, să nu dea drumul la ușă, domn. Nu? E periculos. Dar sigur că e pe uite, i-a rupt urechile la femeia asta bătrână. N-are niciun ajutor, n-are nimic, a intrat pe ușă, a intrat. La mine a intrat. Cum? Ia ce s-a întâmplat? Uitați și cerceii mi-au rupt din ureche, da. Bandițul. La ora 1 noaptea, 1 jumate noaptea și o stat până la 2, o roscolit toată casa. La mine nu intră, nu discută, sătul de păcăleli mai mari. Nu mi-ajung. Ce sfaturi le dați la cei care sunt în situația asta? Eu sfaturi le dau un singur lucru, să nu creadă de nimic și să sune. Și dacă are două mobile, unul să sune la 112. Deci, nu dai drumul la oamenii ăștia în casă. Cum să dai drumul în casă așa? Numai dacă îl cunoști vocea, îi dai drumul, altfel nu se merită. Se pot întâmpla și tragedii, în afară că... Dacă ar fi în America să aibă toți armă în casă, ar fi liniște. Dar deocamdată nu avem armă în casă ca să fie liniște. La american, după ce a fost și a murit câțiva, s-au potolit. Altfel, numai de frică omul lucrează, altfel nu merge. Pentru a nu deveni victimele unor astfel de indivizi, polițiștii nemțeni dau câteva sfaturi. Persoanelor care se prezintă la ușa dumneavoastră pretinzând că vând sau cumpără diverse produse, nu le permiteți intrarea în locuință. Folosiți lanțul de siguranță atunci când deschideți ușa unei persoane necunoscute și solicitați ca aceasta să se legitimeze. Păstrați documentele și bunurile în locuri greu accesibile, cunoscute doar de dumneavoastră și nu divulgați aceste informații altor persoane. Nu dați curs solicitărilor de genul sprijin financiar pentru cazuri sociale, în spatele acestor scopuri nobile se pot ascunde impostori.